Salut lume, eu sunt Nevi și astăzi stăm de vorbă despre Seven Deadly Sins, ultimul anime pe care l-am văzut, este pe Netflix, dacă aveți Netflix puteți să-l verificați acolo și vă recomand încă de pe acum să-l vedeți. Bineînțeles, are și problemele lui, dar are și părțile lui foarte bune și bune, dar o să vorbim în recenzie despre aceste părți, așa că fără să mai pierdem timpul, intro. Ca să înțelegi povestea pe scurt, stă în felul următor, este această lume în care cavalerii, soldații și demonii încă, să zicem, oarecum conviețuia, se aflau în aceeași dimensiune și se luptau și este această prințesă Elizabeth care fuge de la cetate în căutarea celor 7 păcate capitale. Aceste 7 păcate capitale, ca să înțelegeți, nu sunt niște păcate propriu-zise, sunt o grupă de elită a cetății care a fost acuzată pe nedrept sau pe drept, habar n-am de fapt, am, dar nu vreau să vă știu, cum că ar fi complotat să-l omoare pe rege și atunci au fost izgoniți acum mult timp și nu s-a mai auzit absolut nimic de ei. Și cum aceste 7 păcate capitale sunt singura speranță a salvării cetății și a lumii de demoni și de alți cavaleri, Elizabeth pleacă în căutarea acestei echipe. Și de aici, bineînțeles, povestea se ramifică mai mult de episoade, pentru că e un anime, primul sezon are 24 de episoade, mi se pare. Al doilea e foarte interesant, care are doar 4, dar o să vorbim și despre asta imediat. Sezonul 3 are încă 24 de episoade și mai este și un film care mi se pare că se numește Răzbunătorii sau Soldații Văzduhului, ceva de genul acesta. Dar vă las pe voi să descoperiți, așa că hai să vorbim despre părțile bune și părțile rele și o să încep din start cu părțile bune pentru că sunt destul de multe și destul de interesante. Și din start vreau să vorbesc despre stilul de animație care m-a atras din prima, sincer. Deși de multe ori am văzut serialul ăsta pe Netflix și mă gândeam dacă să mă uit, dacă să nu mă uit, dacă să mă uit din nou la Death Note sau nu. Doar că mi l-a recomandat Alina, dacă nu mă înșel, sau poate văzusem deja un episod și am zis și a zis că e mega, mega fain. Și pot să zic că stilul de animație este foarte plăcut pentru că majoritatea dintre noi, cel puțin eu, am copilărit pe partea de anime-uri cu Inuyasha și cu Naruto și să zicem că au împrumutat Seven Deadly Sins, mai ales că e un serial destul de recent din 2014-2013 și seamănă foarte mult cu Naruto și atunci, nu neapărat ca poveste, cât ca stil de animație și tocmai asta m-a convins să-i acord o extra șansă față de alte anime-uri de pe Netflix, cum am văzut ceva Sword Art Online sau Baki, sunt mai multe animații pe care vreau să le încerc, mai multe animeuri, pardon. Dar din start, stilul de animație mi-a plăcut foarte mult. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult iarăși e acțiunea care e fenomenală. E, cum să vă zic eu? Dacă v-a plăcut acțiunea din Naruto, e bine, cea din Seven Deadly Sins e ceva superlativ. E undeva, ca și nivel de putere și de spectacol, e undeva între Naruto și One Punch Man. Cred că acolo aș încadra Seven Deadly Sins, deci e o acțiune absolut genială. Și iarăși ce îmi place foarte mult este cum sunt construite personaje și relația dintre aceste personaje, pentru că o să vedeți că pe parcursul animeului sunt niște conflicte care pornesc între membrii acestor echipe, dar conflicte care vor ei să-ți dea impresia că sunt mari și de fapt e, să zicem, o joacă între ei, ceea ce iarăși mi s-a părut mega interesant. Îmi place iarăși, fiind o grămadă de personaje, că alocă timp și alocă episoade, dedică câteva episoade fiecărui personaj în parte și asta iarăși mi-a plăcut și a ajutat foarte mult la construcția fiecăruia în parte, pentru că aici nu prea există un personaj principal, pentru că la început ai zici că e Meliodas, dar în final personajul principal e personajul de care te atașezi tu cel mai mult. Și dacă ar fi să fac un top așa personal pentru cei care ați văzut anime-uri, personajele mele preferate sunt în Ban, Meliodas, Eleanor, Merlin, King și de acolo altele. Dar cam astea sunt cele care mi-e plac mie foarte, foarte mult. Și acum intrăm în părțile care sunt, ba, sunt bune, ba nu. Și aici o să mă refer la desfășurarea acțiunii și la cum decurge povestea. Pentru că începe destul de bine, doar că pe parcurs îți dai seama că ar fi putut să o facă altfel, s-ar fi putut desfășura altfel și problemele care s-au dovedit în final a fi nu atât de mari, puteau fi rezolvate în alt mod, dar să zicem că de dragul spectacolului au ales această metodă, această metodă mai lungă de a, tocmai de a trage cât mai multe episoade, ceea ce nu m-a deranjat, doar că atunci când realizez că capitanul acestei echipe putea să ia o altă decizie și să înceapă în căutarea altor membri într-o cu totul altă ordine, îți dai seama că
problemele lor nu ar mai fi fost atât de mari. Ca să vă fac să înțelegeți, ideea e că Elizabeth dă de un membru al acestei echipe și împreună pleacă în căutarea celorlalți membri ai echipei și per final, ultimul membru sau printre ultimii membri le-a zis că ăia erau cei mai importanti și cei mai puternici și dacă i-ar fi căutat pe ei primii, toate problemele din serialul ăsta, din animeul ăsta ar fi dispărut. Și aici o să trecem și în a doua problemă, unde când am terminat de văzut atât serialul cât și filmul, bine, serialul nu este terminat, animeul, pardon, cred că am făcut animeul ăsta în toate felurile, numai anime, nu? Dar momentan nu e terminat, cel puțin cum s-a terminat sezonul 3, așa că mă aștept să apară și un sezon 4, dar per total, când am terminat cele 3 sezoane și am văzut și filmul, mi-am dat seama că ordinea puterii villainilor din acest serial nu este prea corectă, pentru că în primul sezon, văzând doar primul sezon și ajungând pe la final, îți dai seama, vezi care este villainul din acel sezon și îți dai seama că e foarte puternic și vezi că e foarte puternic și că le pune probleme. Apoi în sezonul 2, care a fost, din punctul meu de vedere, a fost atât un teaser pentru inamicii din sezonul 3, cât și pentru a rezolva anumite conflicte și relații între personajele, între membrii acestei echipe. Iar sezonul 3, asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că în sezonul 3, fără un antrenament sau să vezi că au evoluat cele 7 păcate capitale foarte mult, reușesc să învingă unul singur din ei, reușește să învingă ceva provocare, ceva villain asemănător cu cel de la sfârșitul sezonului 1, unde cu toții 7 s-au chinuit să-l doboare. Și asta e foarte interesant, pentru că mi se pare că pur și simplu a dat skip la niște montaje de antrenament, să zic așa. Adică nu înțeleg cum în sezonul 1 ai un villain mare și îl prezinți ca un villain mare, în sezonul 2 n-ai niciun villain și sezonul 3 ai niște villain mult mai puternici și cum dintr-o dată demonii ăștia din primul sezon sunt atât de ușor de omorât și nu arăți cum de au devenit ăștia atât de ușor de omorât, nu explici măcar pentru câteva secunde să zici, băi, sunt mai slabi acești demoni pentru că cu tare sau pentru că am folosit chestia asta și acum demonii sunt foarte vulnerabili și ușor de doborât. Dar nu, ei nu explică chestia asta și te trezești în sezonul 3 că ei reușesc să omoare demonii aia și se bat cu niște soldați, să le zicem așa, cu niște porunci. Iarăși un mic hint pentru cei care ați văzut serialul și ceva las baltă. Când ați văzut chestia asta, nu mai zic nici serial, nu mai zic nici anime, că mă încurc de tot. Dar nu o să vă zic, pentru cei care n-au văzut Seven Deadly Sins și ar trebui să vadă, nu o să zic ce vreți voi să auziți care l-ați văzut. Dar ideea că nu prea mi se pare corect, pentru că strici un pic din poveste și mai ales cu filmul ăla care aș putea să zic că a fost a total mess, să zicem așa, ca să nu îi zic mai rău, pentru că sezonul 1 ai o provocare de genul acesta, sezonul 2 nimic, după în sezonul 3 ceva așa și după în filmul ăla, nici nu știu cum să-l numesc, ceva mai jos decât ce a fost în primul sezon sau ceva mai sus, nici nu știu unde să-l încadrez, dar nu a fost o provocare. Băi, nu am simțit niciodată că ăștia sunt în pericol în acest film. Și asta m-a deranjat puțin, pentru că mi-aș fi dorit să-mi pese mai mult de situația lor și chiar să mă gândesc la un moment dat că unul din ei ar putea să mor sau ceva de genul acesta. Și ca să tragem concluzia la tot ce am zis, o să mai număr încă o dată părțile bune și părțile rele ca să dăm și o notă acestui anime. Da? Deci avem stilul de animație foarte mișto, o idee foarte mișto, acțiune foarte bună, construcția de personaje foarte mișto, dialoguri foarte bune și încă o parte foarte importantă de spus e umorul, care odată e de bună calitate și în al doilea rând e și cât trebuie, nu e niciodată mai mult sau mai puțin și chiar și atunci când ai impresia că e prea mult umor, fix atunci ți-o dă în ceva dramatic sau ceva serios. E foarte bine prelucrat umorul și mi-a plăcut că au adăugat un anumit element sau un anumit personaj ca să contribuie la această notă umoristică pentru anime. Și ca părți rele avem, cum am zis, villainii reprezintă, sau nu cât villainii, cât ierarhia și introducerea villainilor nu a fost neapărat cea mai corectă. Așa că, per total, chit că poate a părut că nu mi-a plăcut Seven Deadly Sins, v-am zis de la începutul recenziei că vă recomand să-l vedeți, e, din punctul meu de vedere, acolo cu un top 5 pentru mine, deși am determinat și Attack on Titan și One Punch Man sezonul 2.
Dar aș putea să-l pun într-un top 5, l-aș pune lejer pe un loc 4 sau un loc 5. Urmează să facem și un top, bineînțeles, cu anime-uri și multe, multe alte lucruri, așa că dacă nu ești abonat, te-aș ruga frumos să apeși butonul de subscribe, să dai un like și, de ce nu, și un share, să vadă și prietenii tăi care mai mult ca sigur, chit că zic că nu le plac anime-urile, le plac, zic eu. Bun, așa că până data viitoare, eu am fost Nevi, e canicul afară, am transpirat un praf. Ne revedem când ne-o revedem. Pa! Bine ai venit în tărâmul nimănui, unde toți își fac iluzii după ce își pun pofta în cui. Ăștia sunt ținte cum se nimere scoare, trăiești cu ardoare, vrei să bată la soare, ei. Totul de-a gata, tu ești miezul tuturor. Oacere, ești prea bătrân, tu ești nemuritor.